Oficialii echipei de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște au reușit să ajungă la un acord cu Suzana Cebici. Sportiva joacă pe postul de libero și a evoluat sub turnul Chindia în ultimele două sezoane, răstimp în care a obținut două titluri de vicecampioană, dar și medalia de aur în ediția trecută a Cupei României. Este un transfer foarte important pe care conducerea de la CSM Târgoviște reușește să-l perfecteze, Cebici fiind una dintre cele mai valoroase sportive ale Naționalei Serbiei, cu care va participa în luna august la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Contractul jucătoarei se va semna imediat ce Consiliul Local Municipal Târgoviște va aproba rectificarea bugetară, iar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla în luna iulie. Abia de atunci, oficialii de la volei și basket vor putea anunța oficial transferurile efectuate vara aceasta.